Asociația Obștească Speranța Copiilor este o organizație non-guvernamentală care oferă asistență socială, materială, educațională, spirituală și culturală copiilor, adolescenților și tinerilor din Raionul Florești. Asociația are ca scop promovarea voluntariatului ca un mod de participare activă în viața și dezvoltarea comunității, a menționat Marcela Samuel, coordonator de proiecte a asociației. O întâlnire a tuturor voluntarilor, o sărbătoare a tuturor persoanelor care ne-au fost alături în toate activitățile organizate pe parcursul anului 2012. La moment, în cadrul organizației sunt implementate 3 proiecte, în parteneriat cu Fundația Dorcas Aid International Moldova. Implementăm 3 proiecte, deci primul proiect Centru pentru copii și tineri Discovery, al doilea proiect Adoptă o bunicuță și al treilea proiect se numește Ajutor social pentru familii social vulnerabile. Majoritatea voluntarilor sunt tineri, elevi sau studenți. Aceștia practică diferite activități în folosul comunității, fără a aștepta o remunerare pentru asta, menționează ei. Иногда помогаю здесь, когда какие-то мероприятия, я помогаю с детьми сидеть. Когда нужно вот какие-то там изделия делать руками своими, я делаю. Мы тарячем плачи с имбла, черкс, мы весь лес компрёно ку тата группа. Și aș mai dori să mai fac lucruri noi pentru copii. Făcând cuiva ceva bine, aceasta îmi dă și mie curaj de viață și curaj de a fi un om cu un suflet împlinit. Voluntar a fi, asta e o plăcere, să te ocupi cu bătrânii, au nevoie mult ajutor din partea noastră. Autoritățile locale afirmă că asociațiile obștești pot contribui prin activitatea lor la realizarea scopurilor și sarcinilor de importanță. Copiii venind la cercurile voastre pot să-și dezvolte niște aptitudini de croitorii, niște performanțe în studierea limbilor străine, studierea calculatorului. Eu știu că copiii vin cu plăcere aici la voi și sunt niște lecții practice, sunt niște aptitudini de care își pot dezvolta pentru viitor și o afacere. Potrivit datelor, Asociația Obștească Speranța Copiilor are peste 50 voluntari. Centrul frecventează în jur la 50 copii, iar persoane în etate care beneficiază de ajutor material sunt peste 300.